Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cu să găsești, idei minunate și povești unicate, pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună. Salut copii! Bine ați venit la o nouă poveste de pe canalul Dana cu povești. Astăzi, dragii mei, vă invit să vorbim despre o lecție foarte importantă pentru fiecare dintre noi și anume ascultarea. Dar nu este vorba despre ascultarea de părinți sau de reguli, ci ascultarea celorlalți. Atunci când cineva vorbește și când cineva spune multe lucruri, mai ales atunci când este trist, important este să-l ascultăm, nu să dăm sfaturi. Haideți să vedem mai multe din cartea Iepurele a ascultat, o carte superbă scrisă și ilustrată de Cori Dorfeld, care a apărut în limba română la editura Arthur în colecția Vlad și cartea cu Genius. Haideți să vedem așadar despre ce este vorba. Într-o zi, Taylor a hotărât să construiască ceva. Ceva nou, ceva special, ceva grozav. Taylor era atât de mândru, dar pe urmă, din senin, totul s-a prăbușit. Primul care a observat a fost puiul. Piu, piu, ce păcat! Îmi pare așa de rău, rău, rău pentru tine! Hai să vorbim despre asta! Piu, piu! Dar Taylor nu avea chef să vorbească, așa că puiul a plecat. Pe urmă a venit ursul. Mor, mor, ce necaz! Cred că ești negru de supărare! Să urlăm, să ne răcorim! Mor, mor! Dar lui Taylor nu-i venea să urle. Așa că ursul a plecat. Elefantul știa exact ce-i de făcut. Ta-da! Pot să rezolv, să știi? Nu trebuie decât să ne amintim exact cum erau aranjate lucrurile. Dar Taylor nu voia să-și amintească. Așa că elefantul a plecat și el. Au venit pe rând hiena. Să râdem de ce s-a întâmplat! Struțul, capul la cutie, să ne ascundem și să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Cangurul, ce mizerie, să aruncăm totul. Și șarpele, să distrugem și construcția altcuiva. Dar Taylor nu-și dorea să facă nimic din ceea ce spuneau ei. Așa că, în cele din urmă, au plecat cu toții și Taylor a rămas de unul singur. Cum era foarte liniște, Taylor nici nu l-a observat pe iepure, dar el s-a apropiat din ce în ce mai mult, până când Taylor i-a simțit corpul călduț. Au stat împreună, în tăcere, până când Taylor a spus: te rog, stai cu mine! Iepurele a ascultat. Iepurele l-a ascultat pe Taylor vorbind. Iepurele l-a ascultat pe Taylor urlând. Și la un moment dat, Taylor a făcut ceva neașteptat. Dar ca să aflați despre ce este vorba, vă invit să cumpărați sau să împrumutați și voi de la bibliotecă cartea Iepurele a ascultat. Haideți să vedem! Oare despre ce este vorba în această poveste? Cu adevărat, oare chiar s-a întâlnit Taylor cu toate aceste animale? Sau erau de fapt niște personaje care voiau să reprezinte cum se poartă diferiți oameni sau diferiți copii din jurul nostru, nu-i așa? Pentru că sunt unii care sunt bine intenționați și care ne spun ce să facem ca să putem să rezolvăm problema. Dar de multe ori noi
cu adevărat ce avem nevoie este doar cineva care să stea lângă noi, uite așa ca iepurele, care este un animal foarte blând și plăpând, așa-i, care doar să ne asculte. Și atunci o să reușim să găsim soluția în noi înșine și o să reușim să rezolvăm problema noi, fără să ne spună cineva ce avem de făcut. Pentru că, poate ați mai auzit asta, fiecare soluție este în noi înșine. La fel trebuie să faceți și voi, dragii mei, dacă vreți să fiți prieteni adevărați. În loc să dați soluții, prima dată să mergeți și să stați lângă copilașul acela care plânge, care este trist sau poate chiar furios dacă vă lasă. Și apoi, când el vă întreabă ce să fac oare, voi puteți să-i oferiți soluția. Dar dacă el nu vă întreabă niciodată asta, să nu săriți cu soluții. Pentru că ați văzut, copiii ca și Taylor, atunci când li se oferă multe soluții, sunt mai triști, mai furioși. Ce avem nevoie cu adevărat este să fim ascultați. Și sunt convinsă că și voi, dragii mei, aveți cel puțin un prieten care vă ascultă cu adevărat. Iar dacă nu aveți încă, vă doresc tare să vă găsiți unul. Iar apoi să fiți și voi acest tip de prieten pentru prietenii voștri. Mulțumesc pentru urmărire, dragii mei, iar noi ne vedem și săptămâna viitoare cu o nouă poveste. V-am pupat, dragilor! Pa! Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi, cum să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună.